Juniorul Raul Crecan, cel mai bun produs al clubului sportiv școlar din ultimii ani la atletism, a fost la un pas de a cuceri medalia de bronz în cadrul campionatelor naționale de atletism pe teren acoperit, competiție rezervată categoriilor de vârstă senior și tineret. Elevul antrenorului Nelian Iancheș a ratat medalia pentru numai 6 sutimi de secundă în cursa de 1500 de metri. Sâmbătă 20 februarie și duminică 21 februarie, în sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din capitală, s-a desfășurat etapa finală a campionatelor naționale rezervate seniorilor și tineretului, competiție la startul căreia au fost prezenți 280 de atleți de la 85 de cluburi din întreaga țară, din care 103 în competiția feminină și 177 în cea masculină. Printre sportivii participanți s-a aflat și o delegație de 4 sportivi de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, însoțită de profesorul Nelian Iancheș, în timp ce Clubul Sportiv Municipal Zalău a fost reprezentat de un singur atlet, de Catch Levente Jolt, sportiv antrenat de Gheorghe Gușet. Din păcate, la finalul celor două reuniuni atletice, niciun reprezentant al județului nostru nu a reușit să urce pe podiumul de premiere. Cu 4 juniori înscriși în competiție, Clubul Sportiv Școlar nu putea emite pretenții prea mari la câștigarea unei medalii, dar totuși, Raul Crecan a fost la un pas de a cuceri bronzul în cursa de 1500 de metri, la categoria tineret. Repartizat în cea de-a doua serie valorică, Raul Crecan a încheiat cursa pe locul 4, cu timpul de 4 minute și 12 sutimi de secundă, la numai 6 sutimi de secundă de ocupantul locului 3, Nicolae Marian Coman, de la LPS CSU Brașov, cronometrat în 4 minute și 6 sutimi de secundă. O evoluție bună în capitală a avut și Robert Parge la 400 de metri. Chiar dacă s-a clasat doar pe locul 9 la categoria de vârstă tineret, timpul realizat de Robert, 50 de secunde și 64 de sutimi de secundă, l-a plasat pe acesta pe locul 3 într-un clasament neoficial al juniorilor 1, ceea ce îi dă speranțe și un plus de optimism tânărului atlet zălăuan în perspectiva etapei finale a campionatului național de juniori programat la finalul acestei săptămâni în capitală. Ceilalți doi atleți de la CSS Zalău, Florin Fucco și Andrei Oneș, au avut evoluții ceva mai modeste, dar rezultatele lor pot fi puse și pe seama lipsei de experiență competițională. Din păcate, cel mai experimentat atlet sălăjan prezent la etapa finală a naționalelor de sală rezervate seniorilor, Catch Levente Jolt de la CSM Zalău, nu a prins o zi prea bună și a terminat concursul la săritura cu prăjina doar pe locul 6, cu o încercare ce a măsurat 4 metri și 50 de centimetri, performanță reușită din prima încercare. Chiar dacă atleții sălăjeni nu au obținut nicio medalie la competiția de la finalul săptămânii trecute, conducerea Clubului Sportiv Școlar Zalău și antrenorul Nelian Iancheș speră ca la etapa finală a campionatelor naționale rezervate juniorilor 1, delegația clubului să se întoarcă acasă cu cel puțin o medalie și 2-3 clasări în primii 6.